Salut! Bine ați revenit pe armevechi.com. Astăzi vom vorbi despre sistemul de dare a focului la armele scurte, și anume trăgaci în sau sistem de dare a focului în simplă acțiune, trăgaci în simplă acțiune, trăgaci în dublă acțiune și trăgaci cu percutor lansat sau striker fired. Single action, double action, striker fired. Toate armele sunt, au fost verificate și nu este muniție în cameră deloc. Voi explica pe scurt cele 3-4 sisteme, de fapt, după care le voi lua pe fiecare în detaliu. Deci, primul cu care începem este sistemul în simplă acțiune sau single action. Și acela înseamnă cocoșul este armat, pentru că altfel nu funcționează. Și ce înseamnă simplă acțiune? Înseamnă că atunci când apeși pe trăgaci, se întâmplă o singură acțiune, și anume căderea cocoșului. Deci apăs și a căzut cocoșul. A doua acțiune este, sau al doilea tip de funcționare ar fi în dublă acțiune. Dublă acțiune înseamnă că atunci când fac o cursă completă a trăgaciului, de apăsare a trăgaciului, se întâmplă două acțiuni. Și anume, în prima parte a cursei se armează cocoșul, iar în a doua parte este eliberat. A doua parte este identică cu acțiunea de la simplă acțiune. Da? Single action, double action. Și al treilea mod este striker fire sau cu percutor lansat. Acesta nu are cocoș, ci are un percutor. E ca mina de la Pix, care stă sub tensiune și când îi dai drumul, el pleacă, sare în față și lovește capsa percutorului, ceva de genul acesta. Deci, cu percutor lansat sau striker fire, se vede, nu are cocoș. El este intern și atunci când apeși pe trăgaci, percutează. Foarte pe scurt, acestea sunt cele trei tipuri. O să le iau pe fiecare, de fapt, combinate, mai este și single action, double action, și single action only, și double action only. Deci o să le iau pe toate cinci separat și o să vedem avantaje, dezavantaje, câteva exemple de arme și istoric cum au apărut ele. Istoric vorbind, primele care au apărut au fost cele sisteme de tragere în simplă acțiune, încă de pe vremea flintelor, sau dacă vorbim de revolvere, da, de pe vremea cowboylor, 1850-1870 chiar. Poate nu chiar toate, dar marea majoritate a armelor erau cu sistem de tragere în simplă acțiune. Asta însemna că trebuia, înainte să apeși pe trăgaci, trebuia manual să acționezi cocoșul. Și simplă acțiune, da, apeși pe trăgaci și cade cocoșul. La flintă sau la revolverele, da, din era cowboylor, erau de acest tip. Cea mai cunoscută astăzi armă cu trăgaci doar în simplă acțiune, deci degeaba apăs eu pe asta că nu se întâmplă nimica, deci fiecare foc va fi în simplă acțiune, este modelul 1911. La revolvere vorbim cam marea majoritate a revolverelor dinainte de 1900 și cu siguranță iar un procent și mai mare dinainte de 1877. Putem menționa Colt 1851 Navy, care a fost prezentat pe canal, Colt Single Action Army, Remington 1858 sau Smith & Wesson Model 3, da, modelul 3, acela care se rupe în două. Care ar fi avantajul? Avantajul ar fi că cursa trăgaciului este una scurtă și
ușor de apăsat răgaciul, da, undeva la 5 livre, 5 pounds, 2 kg și 300, cam așa, și o cursă foarte scurtă, deci, da, are 1 mm până la prag și foarte, foarte scurt, foarte ușor de căzut, deci ar fi un trăgaci foarte bun. Armele cu doar în simplă acțiune, single action only, sunt considerate a avea trăgaciul cel mai bun și sunt folosite și la tir, doar pentru că atunci când, după ce ai aliniat și tragi, nu mai miști arma, pentru că nu te chinui să tragi de trăgaci, să apeși trăgaciul, atunci sunt folosite la tir. Ca și dezavantaj, ca și armă de serviciu pentru polițiști și militari, nu mai este considerat o armă sigură, ci mai nou se folosesc ori striker fire, da, Glock-urile, de exemplu, ori cele în single action, double action, cum e CZ-75 și toate clonele lui. Al doilea mod de funcționare ar fi cel în double action, este gol și acest pistol, și anume double action, când apeși pe trăgaci, în prima parte a cursei se armează cocoșul, iar la final cade cocoșul, cum se întâmpla și la simplă acțiune. La revolvere este identic, așa tragi, prima cursă se armează cocoșul, iar la final cade. La revolvere au apărut în jurul anului 1877, cam pe acolo. Bine, au apărut și altele înainte, dar cele făcute de firmele mai mari, Smith & Wesson și Colt, cam undeva în jurul acelui an, au început să dezvolte și revolvere de acest tip, în dublă acțiune. De menționat că și la revolvere și la pistoale există arme atât doar în simplă acțiune, adică nu ai posibilitatea să armezi cu degetul cum fac aici, ci este acoperit cocoșul și la revolvere de obicei este acoperit și nu poți decât dacă tragi cursa așa și faci prin trăgaci. Acelea sunt double action only sau doar în dublă acțiune. Linia Centennial de la Smith & Wesson sau Ruger LCR sunt cele mai cunoscute. La pistoale, doar în simplă acțiune, găsim armele de obicei mai mici, cum ar fi Fort 10R, Fort 9R, astea amândouă cu bilet de cauciuc, sau pistolul Smith & Wesson Bodyguard, sau Ruger LCP sau LCP2. Deci, de obicei, armele mai scurte sunt doar în dublă acțiune. Și eu nu am o armă doar în simplă acțiune, e goală și asta, dar pot simula cum ar arăta. Da? Deci dacă primul foc ar fi în dublă acțiune, da? Cocoșul cade, după care manșonul culisează, dar cocoșul vine înapoi și atunci când ai al doilea foc, trebuie să tragi din nou în dublă acțiune, culisează iară manșonul, cocoșul revine la loc, nu rămâne armat și iar al treilea foc tot în dublă acțiune. Deci cam așa ceva ar arăta tragerea cu un pistol doar sau un revolver doar în dublă acțiune. La revolver e mai simplu, cum o să fac de câteva ori, deși nu prea indicat. Așa arată. Ca și avantaje față de simplă acțiune este că avem o cursă lungă, da? Cursă lungă în care dacă vrei să ai mai mult timp să te răzgândești sau accidental e mai greu să tragi de un trăgaci în dublă acțiune decât de unul în simplă acțiune. Da? Este cursă lungă și mai greu. Aici e undeva la 8-10 pounds. Deci dublu, cam minim dublu față de trăgaciul în simplă acțiune. Cam asta ar fi avantajul. Îți oferă o siguranță în plus la trageri accidentale. Iar ca și dezavantaj, pentru că
ai o cursă mai lungă, în timp ce tu te chinui să tragi acolo de trăgaci, îți este mai greu să ții cătările aliniate pe țin. Al treilea mod de funcționare este o combinație, de fapt o reuniune, a celorlalte două, da? Arme în simplă acțiune, dublă acțiune, adică în care poți să tragă și în simplă acțiune și în dublă acțiune. La revolver poți să acționezi cu mâna cocoșul și atunci ai în simplă acțiune, sau poți să tragi mai cu o acțiune mai lungă de trăgat și să ai în dublă acțiune. Deci acest revolver Ruger SP101 este un revolver simplă acțiune, dublă acțiune sau single action, double action. CZ83, da, este tot așa. Poți să tragi în dublă acțiune sau armezi cu degetul, sau în fine, manșonul poate să-ți armeze de la focul anterior și să-ți rămână armat, și atunci următorul foc este în simplă acțiune. Da? Istoric vorbind, 1929, cam așa ceva, a apărut Walter PP. Nu cred că a fost primul, dar a fost care avea sistem simplă acțiune, dublă acțiune, dar a fost unul dintre cele mai cunoscute și importante pistoale de acest fel din istorie. Arma a fost prezentată și aici pe canal în varianta lui lungă Walter PP, dar și Lucky 9 a prezentat Walter PP KL, adică o variantă un pic mai scurtă a faimosului revolver Walter. Ca și arme curente, avem Beretta 92, care este simplă acțiune, dublă acțiune, CZ75 și toate clonele și deviațiile de pe acea platformă. SIG 226, de fapt toată seria 220, HK 30, am văzut că a fost prezentat de către Nick pe canalul lui Tactical Warrior. Smith & Wesson 59, Carpațiul românesc, Makarovul rusesc, toate acestea sunt arme cu sistem de dare a focului în simplă acțiune și dublă acțiune. La revolvere găsim cam toate nu toate, dar marea majoritatea revolverelor produse după 1900: Smith & Wesson 10, Smith & Wesson 19, 29, 6x6 prezentat. Nu l-am prezentat ca armă, dar l-am tot folosit în clipuri. Ruger SP, Ruger GP, Colt Python, toate aceste Ruger Service X pe care l-am prezentat în articol pe site. Toate acestea sunt revolvere în simplă acțiune, dublă acțiune. Avantajele unei arme în simplă acțiune, dublă acțiune vine de la siguranța primului foc în dublă acțiune, adică poți să-l porți, bine, oricum noi nu avem voie cu foc pe țeavă, dar cu cartuș pe țeavă, dar poți să-l ai siguranța primului foc. Deci nu este, este destul de greu să tragi de el în dublă acțiune din greșeală. Deci ai siguranța primului foc și lejeritatea, la pistoale cel puțin, lejeritatea focurilor următoare, da, să fie în simplă acțiune. Deci asta ar fi avantajul. Iar dezavantajul este că trebuie să te înveți să tragi în două stiluri de apăsat trăgaciul. Și deci și în dublă acțiune să ții cătările aliniate, da? Și în simplă acțiune. Cam asta ar fi dezavantajul. Și ultimul mod este cel striker fired sau cu percutor lansat. Aici vorbim despre armele care nu mai au cocoș, da? Nici măcar un cocoș ascuns, pentru că sunt pistoale care au cocoș, dar e cocoșul ascuns. Nu știu cum e Colt 1903, 1908, da? Ăla are cocoș, dar e ascuns. Ăsta nu are cocoș, are, cum ziceam, un percutor care este longitudinal, da? Am explicat cu pixul, care acum nu e armat, pentru că se vede că trăgaciul e în capă, dar nu face nimica. Dar dacă l-ai armat, trăgaciul se vede că nu mai e în capăt. Și acum e
Arcul e sub presiune și dacă apeși pe trăgaci, dă drumul și a plecat în față și a lovit capsa cartușului. Cam asta e ideea percutorului. Da? Și dacă apeși, a plecat percutorul. Și a rămas trăgaciul în capăt, dar din cauza reculului vine manșonul și îl armează din nou. Da? Arme cu percutorul lansat, cum sunt glocurile, CZ, platforma P10, C, P10S, P10F, Walther PPQ, Walther PDP, HNK, SF sau VP9. O grămadă de arme sunt pe acest, construite cu acest mod de dare a focului. El a fost popularizat începând cu anii 80 de Glock, dar nu Glock a inventat. Au fost arme mult înaintea lui Glock care au avut percutor lansat. Armele Striker Fired au avantajul că întotdeauna fiecare foc este la fel, trăgaciul este doar într-un simplu mod la o armă, da? Fiecare tragere de trăgaci este identică, spre deosebire de un pistol simplă acțiune, dublă acțiune, în care primul foc e în dublă acțiune, iar următoarele sunt în dublă acțiune, deci în două tipuri de apă, trebuie să te înveți cu două tipuri de apăsare de trăgaci. Dar pentru mine dezavantajul cel mai mare ar fi că dacă ai avea drept de port cu cartuș pe țeavă, la introducerea în toc nu ai, da? Deci el este armat, nu ai cumva cum să te asiguri că nu se agață trăgaci și că nu te împuști în picior sau mai grav în artera femorală. Da? Pe când la un pistol simplă acțiune, dublă acțiune, chiar dacă ai introdus și ai un decocker, ăsta n-are dar, lași cocoșul, când îl introduci poți să ții degetul așa și atunci chiar dacă tragi de trăgaci, nu, forța pe care apeși pe trăgaci nu învinge forța cu care ții tu pe cocoș. Deci din acest punct de vedere sunt mai sigure. Dar în România e cam academic în discuția asta. Cam atât despre sistemele de dare a focului. Ați văzut, unele sunt mai bune pentru tir, altele sunt mai bune pentru conceal carry, da? Sau ca și armă de serviciu. Depinde fiecare la ce vrea să folosească arma și cu ce este învățat. Eu personal, multă lume zice că da, să tragi în dublă acțiune este foarte greu. Eu m-am învățat, îmi place să trag și nu fug de a trage în dublă acțiune, da? Deci mi se pare chiar îmi place. Până data viitoare, salut!